Bun găsit, dragi telespectatori! Echipa Dareghin TV a relansat campania Da pentru Educație, astfel că în cadrul jurnalului Dareghin vom face cunoștință cu noi elevi meritoși ai orașului nostru, elevi care au participat la olimpiade pe parcursul acestui an școlar 2015-2016 și care au obținut rezultate deosebite. În primul rând, aș dori să te prezinți. Unde ești elev, cum te numești și unde ai excelat de această dată, la ce mod? Mă numesc Rusu Cris, sunt elev la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, în clasa 12C și materia la care am participat la Olimpiada Națională este geografia. Ai trecut prin mai multe faze, cum ți s-au părut etapele? E bine, au fost din ce în ce mai dificile. Au fost două etape, cea faza județeană și cea la faza națională și bineînțeles că s-a făcut o triere la faza județeană ca să se vadă cine are valoare mai mare și cine trece la cea pe faza națională. Cris, tu ai spus că ești în clasa 12-a, asta înseamnă că și timpul tău este destul de limitat, trebuie să te pregătești pentru examenul de bacalaureat. Cum ai reușit să-ți dozezi timpul ca să te pregătești și la olimpiadă? E bine, pentru mine geografia este un hobby, este ceva ce mi se pare destul de ușor și atunci nu am avut nevoie de un timp atât de mare ca să mă pot pregăti pentru această olimpiadă și atunci nu a fost chiar atât de dificil să mă pregătesc în paralel și pentru acest concurs. Și tot în nume personal știm că ai o activitate bogată și extracurriculară. Da, da, să zicem, am jucat și în piese de teatru, am mai participat și la alte olimpiade și la alte concursuri și da, să zicem că sunt ocupat și în afara școlii cu activități de genul. Obosită? Câteodată destul de obositor, nu mai am așa de mult timp pentru mine, dar până la urmă cam tot timpul mă distrez și atunci nu e așa de rău, e destul de plăcut să fac atâtea activități. Revenind la oile noastre, ai participat la Olimpiada Națională, la faza națională, la Olimpiada de Geografie. Care este rezultatul pe care l-ai obținut? E bine, am obținut o mențiune, am luat locul 10 acolo la acea olimpiadă și sunt foarte mulțumit de mine. Este, de fapt, cam mai mult decât mi-am propus eu să obțin. Pe parcursul anilor de liceu, ai mai participat la geografie, la olimpiadă? Am mai participat odată la geografie, la olimpiadă, pe clasa 10-a. De data aceea am luat locul 2 și este prima dată când am participat la faza națională, la orice olimpiadă. Cum ți s-a părut experiența? Unde a avut loc? Olimpiada a avut loc la Sibiu și mi s-a părut o experiență extrem de plăcută. A fost mai bine decât mă așteptam pentru că orașul este foarte frumos. Oamenii de acolo au avut grijă de noi să ne simțim în largul nostru. Am întâlnit foarte mulți oameni noi și care erau de treabă, erau plăcuți. Ne-am împrietenit destul de repede cu toți de acolo și m-am simțit mereu bine. Am fost mereu ocupat, mereu am avut ce să fac, nu am avut așa de mult timp să mă odihnesc, pentru că mereu trebuia să merg într-o parte, să învăț ceva, să vorbesc cu cineva și da, a fost puțin epuizant, dar mi-a plăcut foarte mult. Cum s-a desfășurat mai exact olimpiada? Ei bine, au fost la început două probe, o probă teoretică care a durat 3 ore și care a contat 75% din punctaj și apoi, peste două zile, a avut loc o probă practică de o oră pe baza care a reprezentat un sfert din notă și subiectele acelea au fost făcute pe baza unei excursii și s-a desfășurat cu o zi înainte într-o zonă de lângă Sibiu, unde un profesor de geografie ne-a explicat specificul locației și ne-a dat destule informații despre acea zonă. Apoi, în ziua de vineri, au avut loc alte două probe care să stabilească cine merge mai departe la Balcaniadă și la Olimpiada Internațională, o probă orală, și apoi cei care au trecut de proba orală au ajuns la proba scrisă, care a constat într-un examen de limba engleză legat de geografie. Subiectele, exact, pe ce s-au axat?
E bine, s-au axat pe materia de clasa 12-a și mai exact pe geografia României, pe geografia Europei. A trebuit să identificăm unități de relief pe baza unor imagini, de exemplu. A trebuit să dăm detalii despre zone economice din Europa, să identificăm insule și să dăm detalii despre ele. A fost destul de complicat. Nu a fost chiar foarte ușor, dar nici cel mai greu lucru posibil. La ce îți folosește? E bine, îmi îmbogățește cultura generală și mie, cum îmi place foarte mult geografia, acumulez mai multe informații despre acest subiect și până la urmă mă ajută să devin o persoană mai capabilă, mai dezvoltată. Cum te-au ajutat profesorii sau poate altcineva, care a fost ponderea? Păi profesorii pregătitori m-au ajutat spunându-mi materia din care se va desfășura această olimpiadă, dându-mi materiale de lucru și pregătindu-mă puțin mai special. Cu cine te-ai pregătit? Cu domnul diriginte, Radu Sighiartău. Poate vrei să-i adresezi? Păi, i-aș mulțumi pe această cale că m-a pregătit pentru această olimpiadă, că și-a sacrificat și el din timp ca să mă pregătească, ca să îmi asigure materialele necesare pentru a mă participa și zic că a făcut o treabă bună cu asta. Cris, vrei sau nu vrei să recunoști, reprezinți un exemplu pentru colegii tăi de clasă, colegii mai mici, poate vrei să le dai un sfat? Să le dau un sfat? Ei bine, nu știu ce să spun. Să fie ei înșiși, să învețe cât mai mult, dar nu neapărat mereu pentru școală, să învețe și lucruri legate de cultura generală, pentru că îi vor ajuta foarte mult în viață. Tu te declar mulțumit? De rezultat, da, mă declar mulțumit și de tot ce am făcut. Mulțumim că ai acceptat invitația, Cris, și îți dorim mult succes pe mai departe, în special la examenul care te așteaptă. Da, da, vă mulțumesc și sper că va fi totul bine la examen, că voi ști și că voi lua o notă mare. Care sunt? Bineînțeles, și din geografie? Da, normal, va fi și examenul din geografie.